Iubiți credincioși, deși timpul este puțin înaintat, pentru că a fost o slujbă specială unită Sfânta Liturghie cu Vecernia, așa este rânduiala în această zi și în multe alte zile ale anumitor praznice împărătești, trebuie să știți că astăzi este onomastica sau ziua de naștere a Bisericii. Deci astăzi este ziua în care Biserica s-a născut din Duhul Sfânt și a primit botezul. Deci sărbătoarea cincizecimii sau pogorârea Duhului Sfânt înseamnă botezul Bisericii Pământești cu limbi ca de foc, care reprezintă pe Duhul Sfânt, despre Cel care a spus Hristos: dacă eu nu mă voi sui la Tatăl, Mângâietorul nu va veni. Și dacă ați fost atenți când s-a citit Apostolul mai cu precădere, s-a explicat că apostolii stăteau într-un foișor, cei care ați fost la Ierusalim, ați văzut locul acolo lângă Biserica Adormirii Maicii Domnului, unde este sus, la terasă, stăteau ascunși și se rugau, sau stăteau. Deodată s-a format ca un vuiet mare de vânt, ca un fel de cutremur, ca un fel de huruială. Și în clipa respectivă, apostolii au putut vedea cum Duhul Sfânt în limbi ca de foc s-a pogorât peste capetele lor. Cine era în mijlocul lor? Era Maica Domnului. De ce? Pentru că ea era biserica cea vie și Raiul Cuvântător. Ea era de fapt cea pentru care Duhul Sfânt venea și identifica pe apostoli. Și de ce am amintit lucrul acesta? Astăzi vreau să distingem în doar câteva cuvinte două lucruri esențiale. Unu, sunt mai multe feluri de apostoli. Noi cunoaștem pe cei 12 care au fost ucenicii lui Iisus permanent până la înviere și înălțare. Cunoaștem pe cei 70 de ucenici despre care consemnă Sfânta Scriptură și îi vedem în iconografie. Uitați-vă, dacă vă uitați pe bolta bisericii, vedeți Sfântul Apostol cu tare, Sfântul cu tare. De ce lucrul acesta? Pentru că mai există încă o serie de apostoli, dar care n-au primit Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc, ci au primit Duhul Sfânt în chip nevăzut de la Tatăl lor întunecatul. Și acei apostoli se deosebesc de apostolii despre care vorbim noi astăzi în pericopa evanghelică, când a avut loc ceremonia Duhului Sfânt, pogorârea, sunt cei 12 care l-au însoțit pe Mântuitorul 3 ani și jumătate de-a lungul activității mesianice. Când auzim de Biserica Apostolică, deci sunt fii ai Tatălui celălalt, când auzim de Biserica Iehovistă, sunt fii ai Tatălui celălalt, când auzim de Penticostali, sunt fii ai Tatălui celuilalt, când auzim de Adventiști sau Adventiștii de ziua șaptea sau Evangheliștii de ziua șaptea, la fel sunt ai Tatălui celuilalt. De ce v-am amintit lucrul acesta? Nu pentru a-i jihni, ci pentru a înțelege că vorbirea în limbi, ceea ce vom atinge astăzi, glasolalia aceasta interesantă care s-a petrecut atunci la cincizecime, a fost un dar cu totul special, nemai întâlnit niciodată în istoria Bisericii. În clipa în care a venit Duhul Sfânt peste apostoli, s-au umplut de bucurie mare. Dar în momentul în care s-au umplut de bucurie mare, au început să propovăduiască. Și în momentul în care au început să propovăduiască, dacă ați ascultat când s-a citit apostolul, vi s-a și spus. Erau și mezi, și parți, și perși, și cretani, și capadocieni, și cei de alt neam, toți și din Mesopotamia. Toți auzeau cuvintele apostolilor în limba țărilor. Dar apostolii cum vorbeau? Spun cei care erau de față. Dă, ăștia nu sunt galilieni, ăștia nu sunt ierusalimiteni, ăștia nu sunt de aici, zice, nu sunt ăștia ucenicii lui Iisus. Cum auzim noi cuvintele lor în limba noastră? Deci iată ce a făcut Hristos.
a schimbat esența culturii trecătoare, deci ceea ce numim noi partea inteligibilă și rațională, clasa 8-a, clasa 12-a, facultatea, licența, masterul, doctoratul, academia și așa mai departe, le-a comprimat într-o singură taină. Ce taină? Înțelepciunea Duhului Sfânt. Și de unde știm lucrul acesta? Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeule, cela ce prea înțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubitorile de oameni slavă ție. Deci vedeți în ce a constat Academia, deci comprimarea studiilor pământești făcute în sesiuni, în semestre, în note, în examinări, în profesorat, în predare, într-o simplă chestiune de moment, bazată pe puterea Duhului Sfânt și pe ce? Pe revărsarea harismii înțelepciunii. Cela ce prea înțelepți pe pescare ai arătat. Deci era clar, erau oameni simpli, știau să coasă ață cu nailon și să o arunce să prindă pește, să-l spinte, ce să-i scoată intestinele, să-l usuce trecut prin sare și să-l vândă pe 3 pesmeți sau pe 3 chifle din alea, așa ca lipiile care se vând și specifice Ierusalimului. De ce lucrul acesta? Tocmai în asta constă toată minunea. Ca să ne arate Dumnezeu că atunci când este vorba să se proslăvească biserica, n-are nevoie de bariere și de piedici pământești. Duhul Sfânt nu vine că ești tu fițos. Duhul Sfânt nu vine că ai tu aere sau te crezi tu nu știu cine. Duhul Sfânt vine că ești curat și ești luminat și ești ales de Duhul Sfânt. Deci când spunem că ești ales de Duhul Sfânt, aici se face distinția între ce? Am să vă duc în două repere scurte, pentru că n-am să vreau să vă obosesc cu texte din Scriptură care să vă intre pe ureche și să iasă pe cealaltă. Într-o pustie oarecare, exista un fel de bătrân simplu și neînsemnat, dar toată lumea îl știa că e mare trăitor. A venit și vremea să fie o secetă puternică, exact invers cu cei afară, că acum aveți apă și ploaie. Și a zis, hai să ne rugăm să plouă. Și în momentul când a, hotărât lucrul acesta și a ieșit soborul la rugăciune, au scos și icoanele, au scos și moaștele, a ieșit și preoții cu tot tipicul și rânduiala slujbei de ploaie, niciun strop. Ardeau câmpurile. Și a zis cineva așa oarecum, măi, dar știi că era și pusnicul ăla în pustie? Hai să-i cerem și lui o părere să vedem ce ar avea de spus despre asta. Și ce a făcut? S-a dus un oarecare, că nu și-a permis oricare. Mă duc eu să mă plec în fața unui răpănos. Și s-a dus un oarecare și a zis, părinte, n-ai vrea, zice, să ne înveți sau să ne sfătuiești cum să facem? Uite, facem rugăciuni de ploaie și nu plouă. Și bătrânul a zis, dar voi cum vă rugați? Și ăla a început să spună ce rugăciuni să spun de ploaie. Și bătrânul a zis, of, nici atâta nu știți cum trebuie făcut o rugăciune de ploaie? Și a ridicat mâinile la cer și când a spus primul cuvânt, deja s-a și format nori și a și început să plouă. Și a zis, cam așa ar trebui să vă rugați. Deci iată că Duhul Sfânt suflă unde voiește. Același lucru s-a întâmplat cu Roman Melodu. Roman Melodu, scriitorul de cântări, era un om puțin ca Moise, mai încet la vorbă, mai încet la bucoavnă, cum se spune, la scris. Dar el permanent avea inima curată către Maica Domnului și permanent își dorea să reușească să scrie. Și în momentul în care a visat și i s-a dat o hârtie să o înghită prin somn de către Maica Domnului, a scris cărți întregi de cântări pentru că Duhul Sfânt s-a revărsat în el. Ioan Cucuzel,
marele cântăreț, la fel. Și de ce vă dau pilde de acestea? Dacă am să vă spun despre apostoli, o să spuneți, e, aia a fost atunci. N-a fost atunci. Este și până în zilele noastre. Oriunde vrea Duhul Sfânt să se reverse, acolo se revarsă. Peste cel mai simplu țăran, peste cel mai neînsemnat sătean. Deci unde crezi tu că nu-i Dumnezeu, acolo se lășluiește? De ce? Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Asta este formula Duhului Sfânt. Asta e rugăciunea de adresabilitate. Mângâietorule, împărate ceresc. Deci, deci Duhul Sfânt este un împărat al făpturii. De ce? Pentru că a fost primul veghetor asupra materiei când s-a creat universul din nimic. Și Duhul lui Dumnezeu, vedeți, nu spune ședea sau plutea, domnea deasupra acelui amestec, a luat universal, deci de la începutul lumii, și încălzea materia care stătea gata să nască. Referatul biblic, ziua întâia, a doua, a treia, etică și așa mai departe. De ce am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acest Duh Sfânt, pe care noi nici nu știm ce înseamnă de multe ori, îl primim la botez prin pecetea mirungerii, îl primim în sfintele taine când ne împărtășim, în uleiul sfințit de la masă, în aghiazma pe care o bem, în anafora pe care o mâncăm, în coliva pe care o sfințim la morți și așa mai departe, noi nici nu ne dăm seama de el, noi îl respirăm. Oxigenul acesta din jurul planetei, acest fular al pământului de aer care l-a revărsat Dumnezeu cu suflarea lui și a pus suflare de aer ca să putem noi respira și exista, este cu puterea Duhului Sfânt. Și acest Duh Sfânt, când folosesc termenul acest Duh Sfânt, de ce mă refer? Ca să-l deosebesc de ceea ce spune Efrem Sir în Postul Mare, că există și Duhul Trândăviei, și Duhul Enevii, și Duhul Mândriei. Deci multe duhuri sunt în văzduh. Dar acesta e adevăratul Duh. Acesta, Duhul Sfânt. Care ce este Duhul Sfânt? Este lumină. Deschide mințile, deschide inima, deschide cugetul, deschide sufletul, deschide porțile raiului. Pentru că dacă n-ar fi, spune Iisus Hristos, eu sunt ușa Tatălui. Cine nu intră prin mine, nu ajunge nicăieri. Cel ce intră prin mine va ieși și pășune va afla. Deci cine iese din viață prin Hristos, numai acela ajunge la Tatăl. Și această perdea a Duhului Sfânt, nevăzută ochilor noștri pământești, nu este altceva decât puterea energiilor necreate care lucrează asupra noastră cu Duh dătător de viață. De aceea se spune Apostolul. Iar Adam cel de pe urmă este cu Duh dătător de viață. Deci Duhul Sfânt este viață. În momentul în care femeia zămislește, Duhul Sfânt stă de față. În momentul în care floarea polinizează, Duhul Sfânt stă de față. În momentul în care apa curge, Duhul Sfânt stă de față. În momentul în care omul respiră, Duhul Sfânt stă de față. În momentul când omul se odihnește, Duhul Sfânt stă de față. De ce? Dacă o clipă ar lipsi Duhul Sfânt de la noi, am fi pierduți. Spune Sfântul Maxim Mărturisitorul că puterea unui singur drac, care a fost înger, a demonului, ca să-i spunem așa, că mulți au spus, păi, dar de ce-i pronunțați numele? Dar ce nu el pronunț? Că stă în cafea, stă în cărți de tarot, stă în cărțile de ghicit, stă în bolmoajele prostești pe care le luați voi la toate spurcăciunile. Unde îl vreți să-l găsiți? Stă sub pat, stă pe masă, stă culcat. Ei, acest drac s-a dus la Dumnezeu și i-a spus așa, tot ce am văzut sub cer și pe pământ, n-am întâlnit om ca robul tău Iov. Dar știi de ce te laudă el pe tine? Că i-ai dat averi. Du-te și ia averile. Și s-a întors dracul cu botul pe labe și știți ce a spus? Stăpâne, Doamne, păi cum să mă ating eu de lucrurile lui Iov dacă le-ai îngrădit cu darul tău? Deci cu ce erau îngrădite? Cu puterea Duhului Sfânt. Ce face creștinul nostru?
Ea aghiazmă și stropește animalul, ea aghiazmă și stropește grădina, ea aghiazmă și stropește stâna, ea aghiazmă și stropește fântâna, ea aghiazmă și stropește casa, ea aghiazmă și stropește hainele, ea aghiazmă și stropește lucrurile. Ce face? Le curăță cu Duhul Sfânt, le sfințește, le curățește. Ei, acest lucru nu suportă diavolul. Deci asta e singura lui neputință la care are slăbiciune. Crucea și puterea ei de viață făcătoare, pentru că crucea e arma împotriva lor. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acești apostoli, când au fost atinși în creștet, uitați-vă ce desprăcată apetez mi-ai pictat pogorârea. În momentul când au fost atinși în creștet de Duhul Sfânt, ca să vă dau un termen de explicație, în mintea lor s-a petrecut o inteligență de genul lui Eminescu. Așa cum scria ăsta poezii mergând pe stradă și debita în timp ce gândea, așa apostolii au învățat toată Scriptura într-o clipeală de ochi. Și la un moment dat s-au speriat fariseii, mai mari iudeilor, toți înnebuneau. Dar a venit Nicodim, sfetnicul de taină, cel care aștepta și el în taină mântuirea, și le-a zis, fraților, ajunge! Petru s-a legitimat și a spus așa, citiți în Faptele Apostolilor. Bărbați galileeni, priviți la noi! Îi ziua în amiaza mare, nu suntem beți! Dar vă spunem ce am văzut! Dar vă spunem ce am trăit, să vă spunem cum a fost! Și vorbeau despre taina întâmplată. Și în prima zi au crezut ca la 5.000, a doua zi ca la 3.000 și sporea biserica și creștea. Și se întărea cu Duhul. Și cum făceau? Veneau oamenii și întrebau. Dar ce e ce la Duhul Sfânt? Păi cum, n-ați auzit? Auzit am, dar nu știm. Și primiți Duhul Sfânt. Îl primim. Și s-o coboram peste ei în chip de limb ca de foc. Și s-a botezat și casa lui Ștefana. Și vedeți în Faptele Apostolilor, nu stăm să repetăm. De ce vă spun lucrurile astea? Duhul Sfânt de astăzi, care se împarte în exteriorul material al bisericii, adică fără altar și catapeteasmă și potir, este tot un duh, dar este un duh fățarnic, este un duh pervertit și este o copie infidelă a Duhului Sfânt și intră de la drac în om prin mândrie și nu mai iese decât prin smerenie. Și când l-ai atins pe omul orgolios în mândrie, nu mai are smerenie. Arătați-mi voi un singur sectar care recunoaște că religia lor este falsă. Sau orice altă confesiune necreștină să spună, da, domnule, voi aveți dreptate ortodoxi. Nu o poate face. De ce? Îi arde Duhul Sfânt. Dracul din ei nu suportă. Și aici trebuie să faceți diferența între apostoli, adică apostolii lui Hristos, glasolalia lui Hristos și vorbirea în limbi modernă de astăzi, în săli și în biserici apostolice. S-au învățat și ei și pun crucea, s-au învățat și ei și înseamnă și Biblia, s-au învățat și ei și își spun păstori, nu-și mai spun pastori. De ce? Ca să se apropie cât mai mult de noi. Unii chiar au început să o respecte și pe Maica Domnului că și-au dat seama că nu există mântuire fără Hristos. Dar nu s-o cinstească în icoană, nu s-o cinstească în respect, în evlave sau credință, sau prin predanie. Nu! Doar spune așa, da, noi respectăm pe Fecioara Maria. Cum? Dar e Maica Dumnezeu? Nu, dar nu avem treabă cu ea. Dar n-au treabă nici la propriu, nici la figurat. Ei, aceasta e desparte de adevăratul Duh Sfânt. De aceea rugăciunea Duhului Sfânt spune așa în finalul ei. Care pretutindenea ești? Deci și în lumânarea asta care arde Duhul Sfânt e prezent. În orice respirație a fiecărui om, Duhul e prezent. În clipa în care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, ce înseamnă împlinirea? Cum s-au vindecat ochii orbului? Cum s-a vindecat mâna uscată? Cum a înviat fica lui Iair? Cum a înviat fiul văduvei din Ain? Cum a înviat Lazar cel mort de 4 zile? Prin Duhul Sfânt.
prin puterea dătătoare de viața Duhului Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt este prezent, minunea se certifică fără probleme. În momentul în care Duhul Sfânt este de față, minunea este autentică. Și cum cunoști că o minune este autentică? Are trei valori adevărate care te fac să știi că este minune. Se întâmplă fără voia ta, se întâmplă fără programare, deci nu spui, veniți că azi fac o minune. Nu, ea apare instantaneu. Stau 100 de babe la Sfântul Maslu și se vindică 101 care stă pe bancă afară, dar tă credință. Și ultima, nu se lasă această minune telecomentată. Ziar, revistă, televizor. Vai, veniți să vedeți, veniți să vedeți. Ce să vezi, dragă? Pomul e de la Duhul Sfânt, apa e de la Duhul Sfânt, omul e de la Duhul Sfânt, natura, cerul, stelele, luna. El a zis și s-a făcut, el a poruncit și s-au zidit. Ce vrei să vezi? Că e viu Dumnezeu? Ce frumos s-a cântat la vecernie. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Deci Iisus Hristos, suindu-se la cer, la Tatăl, a făcut o minune. Ne-a trimis mântuirea prin Duhul Sfânt. Asta a făcut. A deschis cerul și l-a deșertat pe pământ, dar nu i-a dat drumul deodată. Aici e foarte mare atenție, trebuie să aveți. Vedeți că până la învierea lui Hristos, și asta vă fac remarca de la Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Hristos, să fim foarte atenți, când a fost pogorârea, când a fost la Bobotează, cerurile s-au deschis ca să vină Duhul Sfânt în chip ca de porumbel. De ce? Omul era spurcat, pământul era spurcat, văzduhul era spurcat. De ce? De păcatele Vechiului Testament, păcatul strămoșesc, păcatul adamic, păcatul neascultării, blestemul cel din tâi, lepădarea de Dumnezeu prin cuvânt. Tot ce a vorbit Dumnezeu cu Adam, Adam s-a dus și a povestit lui dracu. Tot ce vorbești cu duhovnicul, te duci și spui pe în sat. Și pe aia întreabă, și părinte, da, poate ați vorbit cumva de la spovedit? Da, am vorbit eu cu gura ta. De ce îți spun lucrul acesta? Ca să înțelegi că în momentul în care a fost schimbarea la față, lumina Duhului Sfânt n-a venit din cer să se păteze, ci a izvorât din Fiul, din inima Lui, era dumnezeirea întreagă. Eu și Tatăl una suntem. Filipe, n-ai cunoscut atâta vreme cât ești cu mine, că Tatăl e întru mine și eu întru Tatăl. Dar în schimb, când a venit învierea, o lumină s-a făcut de la cer la pământ. De ce? Trecea Hristos și sfințea, răspândea lumina vieții. Și dacă vă uitați în Noul Testament, expres mi-am păstrat citatul și l-am cu ce încheie Hristos Evanghelia de astăzi. Eu sunt lumina lumii. Cel ce mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Vedeți? De ce am folosit lucrul acesta? Să înțelegeți că în momentul în care El s-a dus prin înviere la cer, pe calea luminii arătată la tronul Tatălui, nu că n-ar fi știut unei tronul Tatălui, era lumina Duhului Sfânt, nu vrea să iasă din ascultarea Tatălui deloc. Era într-o perfectă armonie cu Tatăl. Lumina lui Hristos luminează tuturor. S-a împărțit în toate zările pământului, și cerul, și pământul, și cele de desubt, toate s-au umplut de lumină. Și de ce s-au umplut de lumină? Ca acum la cincizecime, când Hristos întâi s-a înălțat la cer, acum 10 zile, când am sărbătorit înălțarea, Hristos pe ce mergea la cer? Pe un nor ușor. Din ce era norul ăla? Era Duhul Sfânt. De ce l-urca pe Hristos la cer? Îi arăta trupul îndumnezeit. Deci de acum era trup duhovnicesc, nu mai era trupul cum e al nostru, plin de ciolane și de reumatism și de neputință. Nu, era trup ca al sfinților. Sfinții au trupul sfințit, dar încă nu-i spiritualizat. Să-l vezi pe Sfânt la vârsta maturității, cum spune Scriptura, la deplinătatea lui Iisus Hristos. Și în clipa în care trupul lui Hristos se ducea la cer,
El n-a mai vorbit. Cuvântul era cu Tatăl din veac de acum. Vorbeau îngerii, mesagerii cerului. Bărbați galileeni, ce stați așa și vă mirați? Cum ați văzut pe Fiul omului suindu-se la cer? Așa se va și pogorâ. Scurt. Și ei s-au umplut de bucurie. Iar s-au umplut de bucurie. De ce s-au umplut de bucurie? Pentru că în Sfânta Scriptură avem trei mărturii. O să vedeți că sunt trei... Mai avem un pic. Sunt trei mărturii clare. Întâi le-a spus Hristos, luați Duh Sfânt, dar cu cuvântul. Și a spus așa, mergând, învățați toate neamurile. După aceea le-a spus, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi. Cărora veți dezlega, dezlegate vor fi. Dar le-a spus-o la nivel de ce? La nivel de frază. Și ăștia ce făceau? Și uitau ca baba în piață, dacă-i 2 lei pătrunjelul, nu mai pun în borș. Habar n-aveau despre ce vorbește Hristos. Luăm Duh Sfânt, dar de unde să-l luăm? Nu-i. Era în ei. Împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru, nu în afară. Dar nu-l înțelegeau, că nu-l vedeau. Și atunci Hristos și-a dat seama că este nevoie, cum a făcut actul învierii, înviind fiul văduvei din Ain și pe Lazar și pe fica lui Iair, să le arate clar că e stăpânul vieții și a morții, trebuie să le arate clar că e și stăpânul Duhului Sfânt. Și a zis, eu mă duc la Tatăl, aveți nădejde, capitolul lui Ioan, dar vă trimit vouă Duhul Sfânt, vă trimit mângâietorul care de la Tatăl purcede, dar El va veni la voi și va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și atunci ce se întâmplă? După ce trece Iisus spre cer, că aici am rămas cu subiectul, merg îngerii, cântă, întreabă, cine e acesta care vine din vosor, adică de pe pământ, cu haina roșie ca sângele, ca purpura, sau nu știu cum spune Scriptura, și îngerii răspund, acesta e Fiul lui Dumnezeu, cel răstignit și înviat, acesta e cuvântul Tatălui, ce făcea? Deslușea taina cea din veac ascunsă la toate cetele, că cetele de când au căzut din har atunci la răzvrătirea lui Lucifer, nu mai aveau toate contactul cu Dumnezeirea. Lăudau și preamăreau exact cum face un patron când îți prinzi în ops ai angajatul, nici nu-l dai afară, dar nici nu-l cerți, să-l lași să se îndrepte singur. Și el caută să fie cât mai corect, dar ar vrea o vorbă de la patron să vadă, e supărat, nu-i supărat, mai are ceva cu el, l-a iertat. Așa au rămas și îngerii la cădere din cer atunci când s-a răzvrătit Lucifer. Erau stabiliți cei buni și cei răi, deci draci și îngeri, dar ei nu știau nimic din tainele cerului. Dumnezeu lucra numai prin cei doi mari arhistrategi, Mihail și Gavril. Celelalte cete slujitoare îndeplineau misiunile de odă și de laudă veșnică în infinita bunătate a Dumnezeu. Dar acum Iisus Hristos, din respect față de învățătura lui Lucifer, că Hristos a avut 2 predici, una pe pământ la îngerii puturoși din noi, trup și sânge și suflet, și una în cer la îngerii lui Dumnezeu. Dar vedeți ce ne-a predat nouă în 3 ani și jumătate, îngerilor le-a predat în 10 zile. A stat o zi la fiecare ceată și ce a trebuit să facă? Ca un avocat, sau dacă vreți ca un procuror, sau ca un judecător, a trebuit să dezamorseze de la fiecare ceată îngerească minciunile lui Satana, care le-a povestit el cândva în cer, când a vrut să-și pună tronul deasupra scaunului de miază noapte, să fie mai sus decât cel preanalt. Și s-a dus ca chior în jos. De ce? A târât cu el a treia parte din stelele cerului. Deci ce? Îngeri slujitori lui Dumnezeu făcându-i demoni. Și atunci cei rămași au rămas cu această spaimă, au văzut căderea. Pentru că atât de groaznic a fost căderea după Chedrinos, cum curge zăpada 40 de zile și 40 de nopți, așa curgeau dracii din cer. Îngeri căzuți, neascultători, miliarde de miliarde, spune hronograful lui Isaia Răcăciune. Ei, în momentul când Mihail a spus să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, o parte din îngeri s-au dezmeticit și au întors fața lui Dumnezeu și au rămas de lumină. Cei care apucase să cârtească în sinea lor, cum fac babele la spovedire și nu le convine canonul, s-au dus în jos întunecați. Ei, acum Iisus avea misiunea la fiecare ceată să predice o zi Dumnezeirea și taina din veac ascunsă, să-L înțeleagă îngerii pe El, îngerul de mare sfat, cuvântul Tatălui din veac și Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstihnit și înviat, care a fost rolul misiunii Lui
creată de dezordinea diavolului, că îngerii nu știau de răstignirea lui Iisus cât de groaznică și dureroasă a fost. Vedeți că la un moment dat folosește un termen înalt în grădina Ghetsimanii. Petre, bagă-ți sabia în teacă, tu crezi că eu am nevoie de ajutorul vostru? Păi dacă un semn fac, 12 legiuni de îngeri șterg tot într-o clipă. Dar îngerii n-aveau amestec în taina învierii. Acolo se împlineau scripturile, nu era război cu arme. Și în clipa când a trecut la fiecare ceată și într-a 10-a zi a ajuns și a pus firea umană, sfințită, înviată, salvată din gheara morții veșnice și pusă pe dragostea fiului pe scaunul tatălui, a zis: tată, acum au nevoie de un lucru, eu le-am promis ceva, Duhul tău cel sfânt. Și ce frumos spune David în psalm cu 2000 de ani înainte de a fi învierea: Doamne, Duhul tău cel bun nu lua de la mine. Și l-a trimis în chip de limca de foc și i-a făcut pe apostol pescar de oameni. Adică gura lor, așa spune, zice, că cine poate face binele din cuvânt, gura lui e gura Duhului Sfânt. Și asta a fost treaba apostolilor, că prin trânșii lumea a vânat. Și aici ce spune? Slavă ție, iubitorile de oameni, adică numai tu ai putut să faci aceasta. Deci aceasta e adevărata realitate a acestui praznic. Deci praznicele astea nu s-au întâmplat așa ca vreo biserică să împodobească cu sărbători cu roșu, să stea babele degeaba. Ce au roluri fundamental dogmatice, care sunt înfipte în inima bisericii și în inima creștinului. E o legătură totală. Nu poți să trăiești fără să înțelegi cinzecimea, botezul bisericii pământești. Deci tot ce a altoit Hristos prin înviere, acum s-a luminat și s-a botezat prin Duhul Sfânt în clistelnița aceasta a Universului, prin aceste 12 picături de limca de foc, că ele de ce au făcut atâta vuiet? V-ați întrebat vreodată de ce a fost vuietul ăla în cer? Cine putea să-l provoace? Vreun cutremur? Nici vorbă. Taci, babă, întreba ta. Deci cine putea să-l provoace? Norii? Contactul fizic dintre trăsnet și tunet? Nu! S-ardeau dracii de Duhul Sfânt, era plin văzduhul de ei. Și fugeau ca neghiobiși să izbeau unii în alții fără reguli de circulație. Și provocau aceste vuiete. Deci de la ei venea acest vuiet care se cutremura cerul. Pentru că nu puteau suporta lumina Dumnezeirii. Îi ardea puterea Duhului Sfânt. De-aia li zgonești cu rugăciunea din casă, din suflet, din casă, din stână, din fântână, de unde vrei tu. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că necesitatea agonisirii Duhului Sfânt s-a concretizat mai la obiect și pe final cu gata, în ce? În esența Sfintei Liturghii. Întâi când botezi copilul, spui: Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește apa aceasta celui ce se botează, să nu se ascundă în ea vreun duh viclean. Apoi când îi pui mirungerea, spui pecetea Harului Duhului Sfânt, deci părțile raționale le sfințești să fie luminate până la sfârșitul veacului. Dar cum? În prezența marturilor a nașului, ca așa cum apostolii au fost nașii lumii la botezul prin Duhul Sfânt în limbi de foc, de-aia punem noi cheiul ăsta sau nucul pe unele părți, care forma limbii de foc frunza. Ei, în momentul respectiv, nașul vede că copilul a primit Duhul Sfânt, deci el este martor la judecata de apoi, că copilul este îmbrăcat în Duhul Sfânt, dă mie haină luminoasă, ce își te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Dar, repet, în momentul în care acesta se pierde pe parcursul vețuirii, că așa suntem noi neputincioși și ticăloși, spune Pavel, nu fac binele care îl doresc, rău care nu-l voiesc. Trebuie înnoit. Și atunci preoții în fiecare zi, noaptea, ziua, la amiază, depinde de la miezul nopții înainte până a doua zi la 12, pe parcursul acestor 12 ore, dar punând în balanță și fus orar a altor țări care au orele decalate de noi, fie noapte, fie zi, Sfânta Liturghie se săvârșește pe tot globul necontenit în permanență și Duhul Sfânt se înnoiește în materie și făptură prin cuvântul preotului. Doamne, cela ce pe preasfântul tău Duh, în ceasul al treilea apostol l-ai trimis, pe acela nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Amin.